Salut! Acum o să vă arăt, o să fac al doilea tutorial în Photoshop în care vă arăt despre share screen și intrăm în Photoshop și facem un document nou și haideți să și repetăm un pic care-i treaba aici la document nou. Punem test. Păstrăm dimensiunile pentru că ne convine. Rezoluția 300. 8 bits. 16 bits, whatever. Create. Bun, asta e dimensiunea. Și ce vreau să vă arăt în acest tutorial este modul în care vă schimbați spațiul de lucru, adică workspace-ul. Și mergem aici la window și avem workspace și eu îl recomand pe graphic and web, dar avem și posibilitatea de essentials, 3D, pentru cei care fac 3D în acest soft, motion, dacă faceți motion înseamnă că faceți animație și se poate face animație chiar simpatică în Photoshop. Aflați asta pe YouTube cum se face, pentru că sunt tutoriale și foarte simplu. Painting, photography. Și în funcție de ce vreți să lucrați, vă alegeți de aici și se schimbă puțin modul de așezare a lucrurilor pe aici, prin pagină. Despre asta e vorba. Încă două chestii, dar cred că am repet acum. Astea două să fie bifate întotdeauna. Show transform layers, că atunci când puneți mâna pe un obiect în pagină, să se facă vizibil prin transform tool-urile alea de la margine, adică prin încadrarea aia. Și asta iarăși să fie bifată, pentru că atunci când puneți mâna pe un obiect în pagină, automat se selectează și layer-ul pe care este reprezentat. Nu. Layer-ul care conține obiectul din pagină. Bun. Și cam asta este.